Conflictul dintre minor și angajata centrului ar fi avut loc pe 4 martie. Minorul în cauză s-a prezentat la sediul poliției orașului Ștefănești, însoțit de un reprezentant al centrului de tip familial, unde este instituționalizat, și a declarat în scris și verbal faptul că în cursul aceleiași dimineți ar fi fost agresat de o angajată a centrului. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. La centrul familial a făcut o vizită neanunțată și ministrul familiei, Natalia Intotero. Nu știu foarte multe detalii, am discutat cu toți cei care sunt aici. Vedem ce va fi în viitor. E loc de mai bine peste tot. Încercăm să aflăm de la beneficiari nevoile și să venim cu soluții pentru a le îmbunătăți viața. Cazul este acum cercetat de poliție și de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Argeș.